Ai văzut ce bărbat frumos se luat. Și frumos și descurcăreț. Am eu lemne și scânduri destule pe afară, dar după ce să mai umblu după ele dacă am aici aia? Salutare, prieteni! Astăzi vă arăt un video cu lucrările ce l-am făcut în ultima perioadă în bucătăria noastră de vară, așa cum o numim deocamdată. Proiectul acestei bucătării a început cu ceva vreme în urmă, atunci când ne-am dat seama că bucătăria noastră din casă, pe care o folosim deja de peste 10 ani, nu-i tocmai cea mai practică atunci când este vorba de a procesa, eu știu, un porc pe care l-am sacrificat în gospodărie sau laptele pentru a produce diverse produse din lapte de capră. Am început la mijlocul lui ianuarie și speram eu atunci, la momentul ăla, că până pe la începutul februarie va fi gata, dar evoluția acestei bucătării este încă în desfășurare. Nu știu exact când o să o finalizez, ar putea să fie cumva, cum a zis Andreea, până în vară. Hai să vedem totuși cum arată etapele și ce am reușit să fac aici. Dar ce mai construiești? Am aici un mare proiect, trebuie să termin bucătăria asta de vară până la primăvară. Eu zic să-ți propui așa până la vară. Lucrăm de vreo 2 ani la bucătăria asta. Cam planul, așa ceva. Planurile au început acum vreo 2 ani. Cam așa ceva. Dar acum, la etapa în care suntem, vă explicăm ce urmează să facem în zilele următoare, cam ce ne propunem cu bucătăria asta și o să vă arătăm evoluția ei de-a lungul săptămânilor ce urmează, că va dura un pic. Dacă tot suntem în zona asta, aici avem un cuptor flăcut de tata cu ler în care se face chită, se face prăjituri, se face tot felul de bunătăți. Frituri și așa mai departe. În momentul de față ne încălzim cu plita asta pentru că am aici în zonă o țeavă pentru un calorifer, dar nu l-am montat încă și nici nu-l avem, la urmează să-l cumpărăm. Așa că suntem în ianuarie, e zăpadă afară și ca să nu ne fie frig și să ni se usuce materialele să nu înghețe pe pereți, am făcut un pic de foc în plită și ne apucăm de treabă. E plăcut în camera, ai văd că tricou cu mânecă scurtă pe tine. Da, e bine. Începe să fie prea cald, nu mai bag pe foc, ca să pot să lucru confortabil. Soba asta, cred că o să o văcălim, o să o tencuim cu lut, pământ cu nisip, sigur o să filmăm etapa aia pentru că e ceva care pe noi ne entuziasmează foarte mult și suntem nerăbdători să o finalizăm, dar mai pe urmă. Fiindcă acum, astăzi mi-am propus să dau glet de îmbinare pe la rosturile astea de rigips, să închid partea asta, să maschez tuburile de cablurile care merg în toată bucătăria. Mai trebuie să pun aici niște capace și o să vedeți cum fac asta, pentru că n-am vrut să tencuiesc până sus, mi s-a terminat nisipul, mi s-a terminat materialele și am zis că e mult mai simplu, aici fiind o zonă unde nu te freci, nu dai cu nimic, nu bontănești, o să lipesc rigips în puncte, cum am făcut de altfel la șpaleții ăștia și pe acolo pe sus, pe placa aia de beton, pentru că tencuiala stă foarte greu pe beton și o să închidem cu rigips. Așa, deci planul este, am zis tavanul, pereții, avem aici niște faianță pe care o vom lipi. Uite, am și o placă albă de la Oradea, de la sora mea, ce i-a rămas. I-au găsit albă? I-a rămas, ea de asta și-a pus. Dar de unde și-a luat? De la, eu știu de la ce și-a luat, în fine. Dar noi ne-am luat, uite așa, gri, să se potrivească un pic cu blaturile astea din inox. Blatul ăsta de inox, și-o mai fost încă două cu el, unul în casă la soacra și unul l-am dat la cumnata, le-am adus din Danemarca. La momentul când lucram eu acolo o perioadă scurtă cu vărul, cu niște neamuri, se renova un restaurant și erau aceste trei blaturi puse afară. Clar că erau de aruncat, noi le-am luat și le-am adus acasă. Și uite-te tu că dacă căutai pe internet să cumpere așa ceva, greu găseai. Pentru că e un blat foarte, foarte practic pentru noi, două ghiuvete mari, imense, una care trebuie curățată, dar astea sunt foarte practice pentru că noi primăvara, vara, toamna producem brânzeturi de la căprițele noastre, sperăm în curând și de la bivoliță să producem produse mezeluri. Mezeluri? Mezeluri sau cum le zice? Nu, mezeluri.
mezelurile sunt din carne, mezelurile sunt preparate așa, din carne. Și preparate din brânză, cum sunt, din lapte? Preparate din așa. Lapte, brânzeturi. Și așteptăm cu mare nerăbdare să producem și de la bivolița noastră, numai că mai durează. Tocmai am aflat că măriuca nu-i gestantă și o să o ducem din nou, acum prin 19 ianuarie la muntă, să vedem dacă intră din nou în călduri să o montăm. Dar bucătăria asta sperăm să producă produse din lapte de capră și de bivoliță în viitorul apropiat. E foarte practică pentru noi și așteptăm cu nerăbdare să vă arătăm cum va arăta la final. Însă asta e faianța pe care vom lipi deasupra acestui blat pe perete. Și am ales-o așa ca să potrivească oarecum cu blatul ăsta de inox. Chiar dacă suntem la țară, nu înseamnă că dacă avem ocazia nu trebuie să fim igienici cât de eleganți. Probabil o să vină faianța până pe la înălțimea asta, dar veți vedea voi până la final că sigur vă arătăm. Ce mai avem de făcut? Sigur că mai spre final, după ce terminăm cu tavanile, pereții și gresia pe jos, o să comandăm, o să facem la comandă, să vedem când îmi strânge bani, să facem mobilă nouă sub aceste blaturi și pe peretele ăsta, unde în momentul de față încă sunt materiale. Dar după cum vă ziceam cu blatul ăla, că l-am adus din căpătat din Danemarca, astea le-am primit din căpătat din Baia Mare de la cineva. Și multe lucruri sunt din căpătat. Unele le primim de la soacra, altele de la prieteni cunoscuți care vor să ne ajute și ne descurcăm cum putem. Încercăm să reducem costurile pentru că materialele sunt foarte scumpe în perioada asta și par să fie din ce în ce mai scumpe. Dar avantajul este că eu sunt constructor deja de vreo 15 ani și reduce mult costurile, făcând partea de manoperă noi. Chiar și cablurile de curent, eu le-am tras prin pereți, le-am tras în doză și de acolo, la panoul principal, o să lucreze un electrician calificat, care o să și verifice ce am făcut eu. Însă, hai să ne apucăm de treabă, că apoi îți vedea voi cum evoluează această lucrare și sperăm să fie o lucrare elegantă și frumoasă până la final, unde să vă putem primi, eventual, eu știu, la o cafeluță sau la niște workshop-uri de creștere animalelor despre care tot vorbim sau workshop-uri de preparate de brânză și alte produse din lapte. Și uite-te tu ce priveliște frumos avem. De-abia așteptăm să fie gata bucătăria asta, să ne instalăm aici cu o masă, să stăm dimineața să mâncăm și să privim căprioarele, pentru că ele vin frecvent aici, chiar la 7 metri de geamul ăsta. Și o să stăm în liniște și o să admirăm natura. Nu știu, trebuie să tai lemnele alea de acolo ca să fie mai frumos. Și să înfrunzească plantele. Păi o să tai și lemnele, numai că e iarnă acum. Și în fiecare primăvară ne minunăm de reîntoarcerea vieții a naturii care reînvie. Gata, la treabă. Nu l-am închis mâna. Dacă aveți de îndreptat pereți și suprafețe strâmbe, o alternativă ușoară este acest simiat bord fix. Se pune pe plăcile de irigips, mămăligi din astea și apoi se lipesc de perete. O să vă arăt în cele ce urmează o demonstrație simplă, dar sigur că eu fiind constructor, chestiile astea mie îmi vin tare ușor. Însă nu-i foarte greu și chiar dacă nu ești constructor, e o variantă simplă de a evita costuri cu un meseraj la tencuit sau mai știu eu ce. Uite așa. O măliguță și îți faci singur. Vezi, nevastă, uite-te de bine. Dacă rămâi văduvă, să-ți poți face și tu. Ia șenii. Materialul ăsta, dacă nu îl găsiți exact în formatul ăsta de la sinat, găsiți și de la rigips și de la... nu neapărat. Da. Puteți cere adeziv pentru lipirea plăcilor de rigips. No, hai să vedem.
Dă-mi, te rog, bolobocul de acolo. În găleata cu lături ai pus la două. Borcanul cu aituri. Trebuie să ne descurcăm dacă suntem constructori. Deci, îmi trebuie un distanțier și ăsta pare să fie destul de potrivit. Borcanul cu aituri. Da, păi. Nu ești constructor adevărat dacă nu te descurci. Un pic îl proptiesc până să face priză de la punctele alea mele. Și aici o să umplu cu... Sigur că unii dintre voi meseriați mai cu experiență și mai cu bani, probabil o să ziceți, bă, ce țigănie ai făcut acolo, dar păreții ăștia eu i-am tencuit. Și decât să stau aici să împroș cu adeziv încolo, pe sus și pe toate geamurile astea și peste tot, asta e o variantă foarte simplă și foarte practică. Aici, după ce am lipit tot la fel în puncte, pentru că punând în puncte mămăliguțele alea, e ușor să-l apeși, să-l pui, să-l aliniezi la boloboc. Am băgat după aia spumă în golurile rămase, ca să nu cheltuiesc prea mult gled din ăsta. Și acum lipesc până la nivel. După care aici se va pune colțar de aluminiu și o să vedeți ce frumos iese. Foarte frumos va ieși. Vai, că am văzut astăzi dimineață pe cineva care făcea renovări așa la o casă și m-am îngrozit. De ce? Păi, nu, acum oamenii își fac după fiecare, după cum gândește și nu i-am disprețuit. Știi că oamenii aveau inițiativă să-și facă ei înșiși. La casa lor lucrau. Acum, eu am instalat și prizele astea. O să scot capacele afară, că-s niște capace care se deșurubează din mijloc. Ca să nu le murdăresc, am lăsat încă punga pe ele și așa le-am băgat în priză. Dar o să le scot afară când gletuiesc și mă duc frumos până sub ele. Și în momentul în care eu instalez prizele înapoi, vor fi frumos la drept. Să vedeți ce frumos iasă. Na. O să mai îmi tai niște plăci și o să închid acolo frumos. Dar cam atât deocamdată. Urmăriți acest video până la final să vedeți cum evoluează bucătăria noastră. Și dacă puneți pe pauză și ne scrieți, eu știu, ceva remarci sau ceva idei care le aveți pentru noi să îmbunătățim procesul și rezultatul de aici, scrieți-le în comentarii. Ai văzut ce bărbat frumos s-a luat? Și frumos și descurcăreț. Am eu lemne și scânduri destule pe afară, dar după ce să mai umblu după ele dacă am aici aia? Mă descurc cu ce pot. Să știți, oameni buni, că e foarte important să te descurci cu ce ai și cu ce poți în viață. În primul rând. Ca așa e cu fiițe, că eu vreau scândură să fie de grosimea nu știu care și de lungimea nu știu care. Cât timp pierdeam să mă duc să o aduc? Așa. Văd că te-ai apucat serios de treabă. Da, da. Musai. Nu stai că vine vara și nu mai avea vreme de stat în casă, vrea să stau numai afară, la umbră. Regula de bază, meseriașul trebuie să lucre singur ca să poată face treabă. Dacă cineva atât îi spune, vezi că acolo, vezi că acolo, și nu știe nimeni lucra. Știi?
Da. Dacă e mai sus, e din cauza la blat, nu din cauza meserașului, să știi. Am noroc că faianța asta se pune foarte ușor. Atât ai norocul, că eu nu-s meseriaș, eu-s ciurucar. Hei! Vezi? Acum îți ziceam. Trebuie să stai lângă mine, să mă păzești. Păi pe bune. Îmi place foarte mult faianța asta. Modelul ăsta de faianță. Și în casă, tot din ăsta e. În altă culoare. Mi-e place că numai de asta vedeai când te plimbai cu metroul până Londra. Nu știu. Nu prea am umblat cu metroul prin Londra. Nu, că pe când ai venit tu în Londra, deja aveam mașină. Eu sunt oamenii, tu. De la momentul în care am început eu acele filmări pe la mijlocul ianuarie, lucrurile n-au mai prea înaintat în această încăpere, pentru că au apărut alte și alte probleme și constant problema mea în general în momentul ăsta în care mă aflu în viață este că mă învârt așa constant, caut să găsesc soluții și să rezolv aspectele care par mai prioritare la momentul respectiv. O intervenită probleme cu anuca, după aia au început fătările la capre, în perioada asta trebuie să macin mult mai multe cereale, să și granulez pentru caprele noastre care sunt în lactație, o trebuie să ecornez ieduțe, deci foarte, foarte mare volum de muncă, pe lângă faptul că s-o topi zăpezile, a venit vremea mai călduță puțin și lucrările pe afară parcă ne atrag mai mult, așa că, deocamdată, bucătăria arată tot așa, faianța din spatele meu e tot nerostuită, dar am reușit să înaintez cu tavanul, care este aproape gata, trebuie doar să-l șmirghilesc, să dau o amorsă și un lavabil, peretele ăsta e aproape gata, peretele ăsta la fel, nu știu cât de bine o să se vadă cum am finalizat buiandrucul, avem colțare, avem tot ce trebuie, însă camera asta mai necesită mult timp și multe lucrări ca să fie finalizată. În momentul de față sper să termin de gletuit pereții, să rostuiesc această faianță din spatele meu ca să pot să dau o linie de silicon în jurul blatului și să o putem folosi mai bine. Dar odată ce pereții sunt gletuiți și zucrăviți, deja va fi mult, mult mai diferit. Însă toate astea necesită timp, chiar și aceste filmări pe care noi le facem pentru voi, pentru că știu că ne urmăriți cu interes, cu admirație în tot ceea ce facem noi la țară. Însă acestea ne iau o grămadă de timp și vă mulțumim că le apreciați, vă mulțumim că contribuiți la comunitatea Orășan la Țară cu like-urile și comentariile voastre. Vreau să închei acest video mulțumindu-vă că sunteți alături de noi și vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!